Nu că ar mai fi nevoie de vreo precizare suplimentară, căci vorba aia, numele e de mult renume. Dar zic, măcar din punct de vedere intelectual, să fie clar cu cine avem de-a face. Toată generația asta a fost, ce discutam și în alte emisiuni, a fost o generație care a fost bătută cu linia la palmă și au făcut nici caiva facultăți. Nu știu, am fost cu mință, nu m-a bătut nimeni cu linia la palmă. Alex l-au bătut cu Teu, că a făcut arhitectură. Nici cu Teu nu putea să mă bată, că n-am avut. Decât cu Telu mai bine, cu Teu. Fiind atâta veselie în casa noastră de cultură, e de la sine înțeles că avem de-a face cu un episod de colecție oferit de Ursus. Mă rog, sper să mă ierte Aurel Mitran, că preț de 3 sticle doar chipul meu e pe etichetă. Da, bineînțeles. Atunci ce să zic? Hai, cum să... Doamne ajută, bine ați venit, Alex, să venim și pentru tine. Sigur. Suntem privilegiați, ce mai încoace și încolo. După aproape 80 de apariții discografice, peste 40 de ani de carieră artistică și un singur impresar, să te ții povești. Eu am spus că vreau să fac un spectacol, te-am chemat, tu ai venit, ai făcut treaba ca artist, uite banii. Frumos. Așa e, da. Așa a debutat relația voastră profesională. Da, cu bani. Cu bani. Și a mea tot la fel. Comandă specială, Andrieș cu cartofi prăjiți. Bine ai venit la casa noastră de cultură. N-am știut că e casa de cultură, dar mă bucur. Povestea e frumoasă, dar mi s-a părut că e o zonă foarte importantă pentru niște generații pe care le reprezentăm cu atâta drag aici. Pentru că hai să ne înțelegem, e locul în care ne-am întâlnit cu foarte mulți artiști mari. Generațiile noastre. Acum casele de cultură între timp au devenit bingo, mall-uri, mă rog, mici mall-uri. Probabil de-astea de juca păcănele, dar între timp acolo s-a scris o istorie frumoasă, aș zice eu. E, an de vile, nu? Și ăsta e motivul pentru care am ales să-i spunem acestei serii Casa de Cultură, da? Pentru că mi se pare că precizează foarte bine o perioadă de timp în care acolo chiar se făcea cultură. Da, și mai, cum să spun, cu criterii mai drastice decât ce se întâmplă acum, în sensul bun al cuvântului. Da. Așa a fost odată, nu, tată? Da, cum să nu? Să ajungi la Casa de Cultură deja era important. Era o etapă. Era, nu era o confirmare. O confirmare, adică da, treceai de faza de sat, de ceva, de cutare, de ajungeai la Casa de Cultură. Ne mai vorbim de faptul că toată generația asta a fost, ce discutam și în alte emisiuni, a fost o generație care a fost bătută cu linia la palmă și... Au făcut nici caiva facultăți. Nu știu, am fost cu mință, nu m-a bătut nimeni cu linia. Alex l-a bătut cu Teu, că a făcut arhitectură. Nici cu Teu nu putea să mă bată, că n-am avut. Decât cu Telu mai bine, cu Teu. Da, chiar, Alexe, cum erai când erai tu mic în Brașov? Că am vrea să ne putem imagina dacă ne ajuți. Nu știu, eram un om normal, mă rog. Erai cântăresc de mic? Adică ți-a plăcut muzica? Adică n-a. Cântam acasă așa, nici nu m-am gândit vreodată că o să cânt în public. Chiar nu. Asta nu era în plan. Aveai chitară? Ți-au luat chitară? Ai găsit instrument prin casă? Nu, nu aveam chitară, aveam acasă un pian. La care cânta mătușa mea, Dumnezeu să o ierte. Pe vremea aia, ei plăcea foarte tare un artist care se chema Vico Toriani. Probabil că cei de azi nu au auzit de el. Da, era pot foarte, căuta. Era foarte, foarte la modă. Și pe mine mă nebunea că nu cânta decât cântecele ăstuia toată ziua și erau aceleași cântece, bineînțeles, două, trei cât știa și ea. Și am început și eu să dau acolo în clape. Ai mei au zis, dom'le, pare că are talent și au vorbit cu o profesoră de pian. După ani de zile am aflat că ea era profesora de pian care l-a educat pe Radu Lupu. Aha. Nu știam că era o profesoră atât de bună. Și au adus-o să facă ore cu mine. Și după câteva ore în care a încercat să mă pună la punct, să ții mâna așa, să nu știu, am zis numai că mea să nu mai prind pe asta pe aici. Gata. Nu mă interesează pe mine. Nu vreau să mă fac interes de asta, de sonate și preludii și tâmpenii. Gata. La revedere. Dar ceva voiai. Și a venit femeia la lecție și măi că mi-a spus, doamnă, știți, copilul nu mai vrea. Eu eram mic, încă nici nu mergeam la școală, eram ceva de genul grădiniță. Cum, doamne, că nu se poate, că nici ce-și dă el seama? Habar n-are, că e mic, nu știe, e păcat de calitățile pe care le are, talent, bla, 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 texte. Maica mea zice, nu, bă, dacă el nu vrea, nu face.
Și așa l-am educat de mic. Eu nu vreau să-mi spună la un moment dat că i-am furat eu copilăria și l-am obligat să facă nu știu ce în loc de altceva. Lasă, nu vrea, lasă, că dacă o să fie să cânte, cânte el singur. Frumos. Cam, da. Și aia săraca și-a luat lucrurile și-a plecat. Ce putea să facă viața femeie? Și pe urmă la grădiniță, aia era o chestie cu muzica și eu bineînțeles că citisem, adică citisem. Da, cred că deja citam. Mă rog, nu contează. Ciprian Porumbescu, chestie, vreau vioară. Știai despre Ciprian Porumbescu, da. Deja la grădiniță. Da, pentru că fratele tatălui meu a fost dirijor de cor. Iar vărul meu bun a făcut violă și pian, pe care a avut conservatorul, a făcut și conservatorul de la Viena, unde a terminat cu 10 compoziție și dirijat. Și acum e profesor la conservator. Andrieși. Deci aveam în familie educație muzicală oricum. Da, deci da, da, am avut norocul că în tot timpul ăsta, orice vreau să știu, aveam pe cine să întreb. Nu trebuia să mă duc la școală. Da, mare ceea ce lucru. E foarte important. Și bineînțeles că copilul vrea vioară. Și maică-mea știa că mi-a zis, bă, noi nu avem bandă vioară, avem pian în casă și tu vrei vioară. Cânti la pian. Nu vreau la pian. Dar e ciudat că voi e la vioară, care e un instrument foarte dificil. Dar ce știam eu că e dificil? Nu știam, abar n-aveam. Ai avut ocazia să încerci vreodată până la urmă? Nu, nici l-am pus până la pe vioară. Vioara era opțională. Dar, iar cu chitara s-a întâmplat în armată. Pur și simplu, când am făcut armata, am fost prima generație care am făcut armata înainte de facultate, respectiv am intrat la facultate, după care am făcut 9 luni de termen redus, armată. Cum se da, chema pe tere. Vremea. Tere. Da. Și, na, erau destule ore în zi în care mă plictiseam, n-aveam ce face. Și aia n-aveau pian la unitatea militară, dar aveau o chitară la magazie. Extraordinar. Și am luat-o și am învățat să cânt singur în armată. Deci nu am avut profesor de chitară. Bine, nici de pian n-am avut profesor, că practic deci era ca femeie, a venit de vreo 5-6 ori și gata. Atât a rezistat. Tu autodidact, ai învățat acordurile da, singur. Da. Nu cred că le-am învățat, că dacă acolo? Mă întrebe acum ce acord e ăla, nu știu să spun, dar știu ce trebuie mie. Aia e important. Sigur. Da, dar știi să desenezi foarte bine. Da. Mai povestit, puteam să desenez acordurile, ai dreptat. Nu, dincolo ăsta ai desenat și bucătaua de la unitate, dovadă că ai dus-o bine. Cum ia uite și asta, știi, dar are dreptate la... Ce-a făcut? Pe mine m-au trimis în armata din greșeală cei din Brașov cu câteva zile înainte, nu mai știu cu câte. Și m-am trezit în unitatea militară după șoseaua Olteniței, unde trebuia să facem armata. Aici, în București? Da. Da, da. Hai, lua bine, am fost și eu în unitatea militară. Era unitatea militară de tancuri. Da, așa este. Și eram singur, nu veniseră nici cei de la arhitectură, nici cei de la construcție, eram numai eu. Singur? Ăla care era de serviciu pe unitate a zis, du-te la blocul alimentar. Ce e blocul alimentar? Nimic nu știi, tu. Și acolo era un bucătar de ăsta, ca în film, ca în desene animate, mare, solid. Hai, domnule, că tu ești student la arhitectură, ce o să... Ai nevoie de mâini să desenezi, stai aici, nu tai cartofi, nu faci nimic. Numai stai aici, dacă vine ăla în control, se găsească aici, nu faci nimic. Și mă plictiseam și am început să desenez. Oh, vai, dar ce frumos desenez, da. Poți să mă desenez și pe mine? Ce drăguț, mă! Sigur că da. Și am făcut o schiță, nu pot să-i spun chiar portret. Da. Mamă, fericire magnești, fii atent. Tu de azi înainte. Nu mănânci la prânz decât dacă e fasole cu afumătură. Așa. Sau varză cu cârnați, nu știu ce. În rest? În rest. Se dă singerea la 9 și la 9 jumate ești aici la mine și îmi spui cu o zi înainte ce vrei să mănânci. Mamă, ce lux! Da, și maică-mea nu înțelegea, vorbeam cu ea la telefon, zicea, ce să-ți aduc de mâncare? Mamă, n-am nevoie de nimic. Vai, nu-i lasă ea nici să vorbească la telefon. Puteam să-i spun la telefon ce fac eu cu bucătarul, că îl puneam până la zi. Deci eu am mâncat senzațional. Îmi făcea și cozonac frumos. Proaspăt când mi-era vai de cap. Așa ceva nu crede nimeni. Viața de tanchist. Viața de tanchist. Ce se întâmplă? Așa s-a făcut, nu știu, că nu a planificat nimeni asta. Printre colegii mei erau câțiva care aveau părinții foarte bine amplasați în armată. Da. Tatăl unele era general și era șeful procuraturii militare. Bun. Toată țara. Tatăl altul era șeful biroului personal de la Ministerul Apărării Naționale și tot așa. Aveam câțiva.
Deci era și un pic de respect acolo. Și în clipa în care ceva nu ne convenea, ăștia sună acasă. Bă, tată, ăștia nu vor să ne dea bilete de voi, de exemplu. Când a fost prima dată să plecăm, n-au vrut să ne lase. Și a venit generalul Bumbe, țin așa cum îl cheamă. Au înțepenit ăștia. De ce bieții copilași nu pot să plece acasă, îmi permit? Și ăsta zice, să trăiți, să zice, nu raportez, nu mai avem bilete de voie. Nu mai are armata bilete de voie? Frumos. Eu, generalul Bumbea, pun ștampila unității pe hârtie igienică și copiii ăștia tot pleacă acasă. Ideea e că atunci când am terminat armata, bine, în toamnă ne-am dat seama, nu, atunci când am început cursurile la facultate, mai aveam niște sute de bilete de voie ștampilate și nefolosite. Eu când am făcut armata, adică când am făcut-o la teren. Și ne-am dus la unitatea militară să o dăm celor care erau acolo. Și știind bine unitatea militară, n-am intrat, bineînțeles, la partea din față, am intrat până în spate și s-au trezit aia cu noi în mijlocul câmpului împărțind bilete de voie. Ce voi să zici că la tine? Tu ai făcut la Buzău? Eu am făcut la Buzău. La noi nu exista nici hârtie igienică, dar... Dar ștabilată pe post de biletă voie. Da. Asta e, am avut noroc. Da, chiar? De obicei am avut și am noroc, l-aș mânia pe Dumnezeu, chiar. Ai. Și spune, mătușa de care povestești este celebra mătușe din America? Da. Celebra mătușe, despre care ai scris și o carte, din câte mi-aduc aminte. Am scos o carte pentru că am făcut cu ea excursie, la un moment dat eram la ea în vizită. Da, cred că o și am. Și i-am zis de Sibiu, zic să vezi, bă, ce frumos au făcut ăștia Sibiu, acum l-au renovat, la la la. Și mătușa mi-a zice, păi, nu știu, că n-am fost niciodată în Sibiu. Cum ai fost în Sibiu? Păi, zice, pe vremea mea, zice, era mare lucru și drumul de la Brașov la București. Nu prea te plimbai pe-n țară. Da. Și am zis, bă, gata, hai să facem o excursie, vino la vară sau anul viitor, când poți să vii, vino în România și fac o excursie. Și a vorbit Aurel cu un prieten comun, cu Pino. Și am făcut un traseu. Și am făcut un traseu, care am făcut rezervări și am luat-o de la aeroport și am făcut un tur în toată țara, inclusiv Maramureș, nordul Moldovei, Mănăstiri, tot. Și s-au făcut și niște sute de fotografii, din câte mi-amintesc, nu? Sute de fotografii și eu m-am lăsat în turism. Pentru că nu făcusem niciodată decât să trag. Deci totul a fost perfect, mai puțin la Brașov, orașul meu natal. Acolo ce s-a întâmplat? Aurel a făcut rezervarea după internet, bineînțeles. Și e peste modern, Aurel e modern, peste, să da, telefon. Și peste tot a fost impecabil, tot ce a făcut. Când am ajuns la Brașov, acolo, unde pe internet erau poze foarte frumoase, chestia era o nenorocire. Era să intra pe undeva, într-un... un fel de curticică unde erau gunoaiele, te strecurai pe lângă un perete, ia ceva. Și din fericire, un prieten de-al meu, Cornel Iofcea, care era în Brașov, a rezolvat imediat problema. A remediat, cum se zicea pe vremuri. A remediat, ne-a cazat instantaneu la hotelul Aro, unde nu aveau locuri, că am încercat și eu, dar... ce să fac? Una e să fii șef de firmă de aparatură și... Alta e un mare artist. Nu contează. Că despre impresa... Dar eu cred că în Brașov au luat-o și așa, domnule, o fi Andrei, ăștia e al nostru, e de aici, adică știi că ți se pare așa, să fi venit un oaspete, să fi fost din alt oraș, bă, dar e al nostru, e de aici, din Brașov. Hai, lasă, că merge și lângă gunoi, nu? Așa, da, zic așa, ca idee. Problema este că asta înseamnă să trăiești cu artiști o viață întreagă. Din toate alea 12-15 zile, dă-sta și aduce aminte. Exact. Păi restul a fost perfect, am zis de la început. Așa e, a fost perfect. Bine, am înțeles că niciodată nu e întotdeauna punctual la întâlnire, adică uită că are întâlniri cu tine și asta eu. Cine? De exemplu, pe asta nu pot să le uit. Aurel. Eu n-aș fi putut să trec. Uită că are întâlniri cu mine? Da. Mai uită din când în când. L-a recunoscut. Cu celelalte cuvinte. Nu țin minte așa ceva. Da? Eu de câte ori am avut cu el întâlnire sau a trebuit să ne vedem, a fost foarte... Nu, tu ai fost întotdeauna punctual, asta știm. Eu am sunat astăzi de Airlines la băieți, fiți atenți la cât a zis Alexe că vine aici, să nu care cumva să întârzie vonul, să fiți cu cel puțin un sfert de oră înainte. Că vă omoară. Că vă mănânc de vin. Da. Andy vorbește de o chestie pe care am povestit-o cu celelalte cuvinte când trebuia să ne întâlnim și intrat. Păi a fost o chestie că au venit ei trenul, nu? N-ai fost râdeam de poveste. Ale-ai povestit aia? Dar ți-a luat mult să te gândești la varianta aia pe care le-ai spus-o băieților? Nu. Nu, ți-a venit pe loc, așa. Bineînțeles, când am văzut ce fețe au, erau și obosiți de pe drum. Să cereau singuri.
Săraci, bă, parcă îi și văd. Dar eu pe Aurel l-am cunoscut tot așa foarte... A fost o întâmplare foarte specială. Nu ne cunoșteam, evident. Și el avea de făcut un spectacol la Teatru Creangă cu formația Postscriptum din Timișoara. Da. Eu eram foarte bun prieten cu cei din Postscriptum și nu știu dacă i-au spus ei sau s-a gândit el să cânt eu în deschiderea concertului. Și ne-am întâlnit chiar undeva pe acolo, pe la arhitectură. Și a zis, nu ne cunoaștem, eu sunt Aurel Mitran, vreau să fac un spectacol, Ok, bine. Pe vremea se plătea conform atestatului, erau niște atestate pe care dădeai, bla, 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 și suma maximă era numai și 190 ceva de lei, era 200 din care se lua impozit, 3-4 lei, nu mai țin minte. 4 lei. Da, 4, vezi? Am mers la spectacol și acolo eram mai mulți noi pe scenă decât oameni în sală. Era intim, așa. Puțin, dar cunoscător. Ce sală era? La Creangă, ok, da. Și mă rog, bine, sigur și că am ținut spectacolul, eu n-am problema asta, așa că e unul singur țin spectacolul, că așa foarte e normal. Foarte frumos, respect. Dar după aia nici nu m-am mai gândit să-l caut pe Aurel să mă plătească. Zic, bă, din ce dracu să mă plătească? Ei au venit din Timișoara, trebuie să le deconteze drum, nici n-are bine cu bani de acasă. Și după un timp ne-am dat nas în nas pe stradă, absolut întâmplător. Ce faci, domne, că nu știam de unde să te iau, și n-ai venit să-ți dau banii. Ce bani? Păi de la spectacol. Ce bani, bă? La ce a fost acolo? Am fost doar câțiva oameni în sală. Uite ce se întâmplă. Eu nu spun ține unde să pui mâna pe chitară sau ce acord să iei, da? Și treaba cu banii și cu spectatorii e treaba mea. Eu am spus că vreau să fac un spectacol, te-am chemat, tu ai venit, ai făcut treaba ca artist, uite banii. Frumos. Așa e, da. Așa a debutat relația voastră profesională. Da, da, da. Cu bani. Cu bani. Și am iat-o la fel. În ce an era asta, Alexe? Nu mai țin minte. 80. Oricum, în jur de 80. Încă nu, nu debutase și pe discuri. Nu. În 80 era, pentru că în 81 am făcut spectacolul ăla cu... La mic, când era să ne ia piele. Da, în 79 știu că a fost la Sibiu, a fost la Brașov. La Brașov, ai. Și a fost chiar cu basorelief, să nu zic o prostie. Cu basorelief, da. Da. Care aveau suflători, aveau... Da, da, da. I-am avut aici, după în episodul 2. După aia a fost la Costinești, la festivalul de jazz, după aia la Sibiu, pardon. Da. La Sibiu a fost inițial. S-au cântat în fiecare an cu Moșu, cu Lungu. Și după aia la Costinești. Poate nu era la Costinești, l-am mai făcut și eu. Moșul exact ca tine, el nu cântă. El încântă, ca de bine, exact. Ca și mine. Da, frumos. Nu, Moșul e un personaj. Da. Dar prima oară tu cu publicul ai dat piept la cluba, înțeleg, nu? Da, eram student și m-au rugat colegii mei, mă rog, care la vremea aia, cred că eram în jur de 80 de oameni într-un an. Și... eu aș fi putut să nu fac armata, având în vedere lista mea lungă de boli. Aha. Și am zis, domnule, nu vreau să fac armata, pentru că dacă nu fac armata, o să nimeresc într-un an în care o să fiu eu și cu încă 2-3 speriați de bombe și 80 de gagici. Nu mă interesează. Aici nu știu ce să zic. Eram mic. Eu am ascultat multe din discurile pe care tu le-ai scos. La cât s-a cântat, eu te-am perceput întotdeauna ca un veșnic îndrăgostit. Da, eu n-am vrut să fac facultatea într-un an în care sunt foarte multe fete și 2-3 băieți speriați de bombe. Am zis, vreau să fac facultatea cu când colegii mai mei mulți într-un băieți, an. Da. Să fie multe fete, dar și mai mulți băieți. Da, și fete și băieți, așa cum e normal. Să simți că ai concurență, să ai o motivație. Vreau să fac armata. Și oricum în armată, primul lucru la unitate s-a făcut vizita medicală și eu aveam o hârtie, că în clipa în care nu mai vroiam, nu mai fugeam sau nu mai contează. De la doctor. Frumos, ce vezi? Aș știu să întoarcă el și pe partea asta, să fie bine. În armată am descoperit și defectul pe care l-aveam la ochi, despre care nu știam. Eu am un ochi, ochiul drept este miop, da? Și ochiul stâng e prezbit. Deci o să văd aproape, o să văd departe. Eu când eram mic am crezut că așa e toată lumea și de aia avem doi ochi. Unul pentru depărtare și unul pentru apropiere. Sunt precum lentilele de pe telefoane astăzi. Da. Telefoto da. Și wide. Da. Nici nu m-am gândit că e un defect. Știam să trag cu pușca, numai că eu atunci când trăgeam cu pușca, la tir, ochi. Bineînțeles, nu. Mergeam cu taică-mi și trageam la tir, nu. Da. Înainte de armată. Eu cu stângul mă uitam la țintă și cu dreptul mă uitam la cătare. La... Bă, asta n-am mai stăpânt acum, dacă se pare tare. S-au făcut în creier legăturile așa, dai seama. Normal. Nu știu cum. Da, creierul se adaptează. Aici se adaptează e în regulă, da. Când ajung la armată și vine problema tragerei,
Am văzut la Găstau, soldat, închide ochiul stâng. Dacă închide ochiul stâng, nu mai văd ținta. Bine, închide-l pe la dreptul, dacă așa tragi tu. Nu că dacă îl închid pe dreptul, nu mai văd cătarea. Spuneți, bagi joc de mine. Vă dai seama că l-a luat așa. Explică, e în armat cuiva. Bine, ea închide ochiul stâng și trage. Pe pustii. Ea închide ochiul drept și trage. Buf, miriște. Ea trage cu amândoi deschiși. Pac, perfect. La doctor. Așa ți-a zis, a? Da, și atunci am aflat, m-a contrat și a zis, domne, extraordinar și până acum n-ai făcut. Păi zic, am crezut că trebuie. Păi, domne, ce am intrat la arhitectură cu ochii ăștia, lasă-mă de acolo cu pușca în păci. Cu pușca acum. Ei, au încercat ei să facă ceva, pe vremea nu erau așa avansați ca acum, probabil că acum se pot face lucruri. Dar pe de o parte creierul meu deja era formatat. El s-a așezat în funcție de ochi, da. Și numărul 2, cu ochelarii nu s-a putut face nimic ca lume. Și am rămas așa. Nu sufăr deloc. Singura problemă e că din acest motiv nu am voie să conduc, pentru că partea asta din dreapta este în ceață. Să fiind miop. Am înțeles, da. Ce chestie. N-am auzit până acum. Mai a văzut un ochi verde. Mai e un ceva. David Bowie, da. La un moment dat m-am gândit, zic, bă, toți colegii mei, prietenii mei, poartă ochelari. Da. Fancy, m-am dus la doctor. Zic, da. Doamne, și ăla m-a controlat, i-am spus toată povestea, a început să redă. Doamne, zice, păi îți dai seama că dumneavoastră ți-ai folosit pe jumate ochii. Deci ochiul tău drept când citești și când desenești, și ochiul tău stâng când te uiți de părtare. Deci, practic, ochii tăi mai sunt buni ani de zile. Tare într-un fel, dacă stai să te gândești, dar... Altă lucru. Nu pot să văd 3D, de exemplu, ceea ce nu mă deranjează absolut deloc. În schimb, felul în care ai tot văzut lumea, sau cel puțin așa cum ne-ai lăsat să o înțelegem din cântece, arată că ai văzut-o frumos. Poate tot din cauza acestui defect. Mai știi? Nu, eu cred că a fost și un virus în arhitectura aia la un moment dat, pentru că am stat și m-am gândit, Alexe a intrat în grupul, de mic, în grupul arhitecților neliniștiți muzical. Dacă stai să te gândești, o întreagă echipă au cântat. Da, păi era Doru Sănculescu, Dumnezeu să-l ierte, era Sorin Mingheat, arhitect a fost și Marius Pop, pianistul de jazz. Da. Costin Petrescu. Costin Petrescu de la Phoenix, mă rog. Tetea. Tetea. Da. Mântuleasca. Și eram Ioana. Cu un an mai mic decât mine, era... Vrabete. Vrabete. Mugurel, da. Mugurel. Și Ioana, că a întrebat... Și Aurel. Ioana, care a fost studenta ta. Da, Ioana a fost studenta mea, dar asta cu cântatul, nu știu dacă intră în aceeași categorie. Păi, arhitect care cântă, nu? Da, e arhitectă și cântă și a făcut și conservatorul, da. Păi, asta e... Păi și de ce nu... Noi permitem să o... Intre și în categoria asta, că a făcut conservatorul sau ce? Că restul n-au făcut și conservatorul. Bă, domnule, pentru mine, cine a stat la planșetă e arhitect, da? Cine a stat pe planșetă... Și a avut eu? Și a avut eu. Și a avut eu. Ai teu, ai ceva. Exact. Ai meleu. Dar eu am sentimentul că și tu ceva tragi către arhitectură și n-ai avut niciodată curajul să mărturisești public. N-a putut să ajungă, pentru că până de acolo la teatru, unde era el, acolo unde avea biroul la Excelsior, da. Da. Și trebuia până la arhitectură strada. Ajungea greu, că pe stânga era Unionul, pe dreapta, complicat. Nu e adevărat. Pe stânga e și biserica, înainte de arhitectură, și mă primeam la biserică, dar întotdeauna vin cu tot felul de aiureli, de poveste de genul, Problema este că, la un moment dat, evident că de fier să fii și cedezi, și eu m-am zis, mai bine mă opresc la strană. Și când să mă apuc de o treabă serioasă ca Bădulescu, Dan Bădulescu și s-o dau spre Popeală, a apărut Irimescu, care este un prieten de-al nostru nemernic, care a fost și colegul lui an și an de zi, și șef de sindicat, de urla cu goarna pe-n bio, la mine. Și mă vedeam cu Irimescu, care între timp fusese și director la clubul Boa. Vino un coace că te cheamă Mac. Nu știam cum să dau de tine. Mă duceam la Mac Popescu, de-am... Faceți și voi ceva pe acolo în toată treaba. Și atunci domnul profesor Alexandru Andrie s-a făcut. Unde i-a păcălit tot timpul? De ce i-a păcălit? Pe studenți. Ăia toți veneau că ziceau că ăsta o să cânte la chitară și o să fie o veselie generală. Și a fost un profesor aspru, dar sever. Așa bănuiesc și eu. Eu am fost alături. La matematică, peste drum, practic. Dar știam și auzeam povești de genul ăsta. Și mă gândeam că și eu poate m-aș fi gândit la fel dacă aș fi avut talent la desen. Da.
că m-aș fi dus la gândul că, băi, Alexandru Andrieș, profesor, mi se pare tare. Adică e... Dar majoritatea erau convinși că pe mine m-au angajat din cauza că gântam, nu pentru că adică aș fi știut... că erai popular. Da, nu pentru că știam eu să desenez sau la la la. Și aveam o surpriză destul de mare. Acum că v-am prins pe amândoi și văd că vă uitați pe traseile mele, vreau să vă întreb și eu ceva, că am și un matematician și un arhitect. Și de multă vreme doresc acest lucru. Dacă știi unde e Mercur? Nu, e mai eu, nu mai. Eu cel puțin am prins în facultate, așa. Cred că și Alex. Nu știu ce coace. Vreau să spun așa, arhitecții sunt artiști, clar, dar zice că sunt mult prea exacți ca să ajungă vreodată, sunt prea matematicieni ca să ajungă muzicieni, artiști. Așa? Iar matematicienii sunt prea poeți. Prea poeți ca să ajungă... Eu am o explicație pentru noi. Mm. Păi noi suntem lipiți de facultatea de litere și trebuie să recunosc că petreceam destul de mult timpul liber, la asta mă refer. Acolo treceam tot timpul. Alex se știe ce aveau vreau să zic. Aveau la demisol și un, un bar, un club și un bar, da. Da. Începe să vă umanizați. Da, 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 da. Unde, acolo, unde se consumă mult jazz. Da, acolo l-am cunoscut pe, mă rog, era o gașcă întreagă. Traian Coșovei, Florin Iaru, Mircea Nedelciu. Exact, exact. Deci eu am explicație de ce matematicienii sunt foarte poeți. Ei încercând să cucerească, că de fapt despre asta e vorba. Stai puțin. Încercând să cucerească publicul feminin de la facultatea alăturată. A, iure, acolo era și geografia. Normal. Dar era un loc bun de întâlnire. Da, da. Păi da, numai de ce se întâlnea la ceas la universitate și... Păi aveai tot geografie, istorie. Că era și istoria tot largă de... Da. La paletă largă de opțiuni. Arhitectura, nu prea matematica, văd. Da. La înfăția între popoare nu prea văd de dați întâlnire. Bucuriștii noi numai acolo așa, dar mă da. Da. Dar mie întotdeauna mi s-a părut că arhitectura e mai degrabă, e cel mai cultural pol dintre toate facultățile astea, sau cel puțin așa l-am perceput eu. Eu nu pot să fiu obiectiv, evident, dar pot să spun absolut sincer că nu-mi pare nicio secundă rău că s-a întâmplat să fac arhitectură și mi se pare că ceva mai frumos și mai bun n-aș fi putut să fac. E tipul de educație pe care îl primești și de care ai nevoie ca să fii un arhitect bun, te face să fii deschis către foarte multe alte zone culturale. Uh-huh. De la istorie până la experimentele ciudate și moderne. Pentru că în clipa în care ai de proiectat o clădire, nu contează ce e ca funcțiune, și vrei să o faci bine, acolo trebuie să existe și istoria locului, în ce vezi. Ca spațialitate trebuie să existe ce trebuie pentru funcționalitate. Estetica trebuie să îți aparțină, deci să fie ceva interesant, da. Să se potrivească cu ce e în jur, dar să și fie ceva. Pentru că la un moment dat am avut o discuție, eram încă în anul întâi. Și aveam un profesor, Zoli Tacaci, care ne spunea, mei, arhitectura trebuie să fie ca un fier de călcat. Și bă, ce vrea ăsta, mă, de la noi, ce fierul de călcat? Cum adică, domn profesor, să fie? Băi, tu faci mișto de mine. Nu, serios, nu înțeleg ce... Am avut o discuție cu stâlpele... Frumoasă metafora, dar nu prea o prind. El, fiind ungur, de exemplu, zicea, aveți grijă unde puneți stâlpele. Și eu l-am zis, ce s-a alea stâlpe? Mai nu-ți bate joc de mine, stâlpele. Ce, ai intrat la arhitectură, nu știi ce s-a alea stâlpe? Nu știu, domn profesor. A, stâlpi. Păi eu ce am zis? Bine. Și zic, ce e ca fier? El ce încerca să ne facă să înțelegem? Că arhitectura modernă trebuie să aibă un design foarte interesant și în același timp care să satisfacă și estetic și funcțional ce ai de făcut. Aha. Și aparatele astea, gen fier de călcat, aspirator, nu contează ce, astea moderne, da, care da, arată da. Aproape SF. Da, da, da. Rezolvă o problemă. Rezolvă, de fapt, și inclusiv, adică trebuie să rezolve problema de funcționalitate, dar trebuie să fie și făcută într-un fel încât da, era da, foarte da. Bine ce spunea ea. Și atunci am înțeles că erau mulți din colegii mei vroiau să facă arhitectură, nu știu cum să spun, istorică, tradițională, cu decorații, cu chestii. Da, 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 da. Ok, asta a fost în secolul XVIII, asta a fost în secolul XIX, da, noi suntem acum în secolul XX, suntem deja în secolul XXI. Ce facem azi trebuie să fie ca din secolul XXI, pentru că peste tot pe planeta așa s-a făcut de când e lumea. Te duci de la piramide până la turnul Eiffel, până unde vrei tu. Lucrurile astea importante sunt și o capsulă definesc a timpului în care au fost da. Create. Da. Ce rost are să facem acum cum făceau alții acum 200 de ani? Corect. Nu are niciun sens. Corect. Dar a fost o lecție pe care, din fericire, am primit-o în anul întâi, că puteam să o primesc mai târziu sau niciodată. Așa e. Eu cred că și muzica ta definește timpul.
Eu nu m-am gândit la asta, dacă zici tu, mă bucur. Eu am ascultat, pregătindu-mă și pentru întâlnirea noastră de astăzi... În sper ultimele... că ai ascultat, că o să-ți pun întrebări. Poți să-mi pui întrebări, fără nicio problemă. În ultima săptămână am ascultat mult, cred că am ascultat tot. Și... printre altele am avut... Adică munca mea de viață se poate asculta într-o săptămână. Fie rar să fie... Aproape. Sigur n-am prins chiar. Că n-am vizitat clădire pe care ai văzut. Exact. Ca să vorbim de muncă integrală. Exact, le luăm pe toate la rând. Dar mi s-a părut că toate piesele tale definesc, reprezintă un fel de istorie. Adică dacă vrei să afli istoria unor vremuri, de la debutul tău discografic din 84, mă refer la interioare aici, și până... la cel mai recent, pe care ai fost atât de drăguț și ni l-ai și... Cartofi. Da, e vorba de... Cartofi prăjiți, da? 3 porții. Da. Asta a fost o întâmplare. A fost o prietenă care cântă, Aurel, o știe, Ana Pătan, care a debutat aici în România. Avea un cântec foarte cunoscut la vremea aia, care se cheamă Fată singură în Gara de Nord sau așa ceva. Între timp a plecat, nu știam nimic, dar nu mai știam absolut nimic. Am fost la un moment dat cu domnul Panfilov, cel cu care lucrez în studio, la târgul de muzică de la Frankfurt. Târgul profesional de muzică, unde vin toți manufacturii de chitări, instrumente, scule, microfoane, de tot. Să fie acolo rai. Și bineînțeles că pentru mine alea câteva zile, nu știu când au trecut. Din fericire, bineînțeles că era de mâncare peste tot, nu trebuia să ieși de acolo ca să mănânci ceva, că aș fi fost turbat să pierd o oră, două să mănânc. Și acolo, dacă, na, cum se întâmplă, am dat nas cu Ana. Ce-i cu tine aici? Cu tine ce-i aici? Și am aflat că ea stă în Suedia și este prietena unui basist excepțional care a cântat, inclusiv cu John McLaughlin, ca să spun, dintre cei foarte cunoscuți, pe care îl cheamă Jonas Hellborn. Un basist excepțional. Da, corect. Și era și el acolo, ne-am cunoscut, după care am mers într-o săliță și a apărut Leland Sklar, ăsta care a cântat cu toată lumea, și l-am cunoscut și pe el și am stat de vorbă. E un loc în care, mă rog, e de înțeles să te întâlnești cu oameni. Da, nu poți să intri în vorbă cu unul din ăștia dacă nu poți. Ești cu cineva care te cunoaște. Și așa. Corect. M-am bucurat foarte tare și la un moment dat ea m-a trimis poza asta care o vedeți aici pe spate cu pisoiul ăsta care este mort după cartofii prăjiți. O să iau eu niște e un pisoi care este leșinat după o farfurie de caș. Și îmi trimite poza asta și zice, uite, dacă scoți vreun disc cu cartofii tăi prăjiți, asta e coperta. Și de aici a venit ideea asta cu discul cartofi prăjiți. Al doilea lucru care m-a făcut să iau asta e o întâmplare... care nu are legătură cu fotografia de la Ana Pătan. Pe străduța unde stau eu, a deschis o chestie de asta de mâncare, nu știu cum să-i zic, că nu e fast food. Un tip care face pastramă de curcan și pastramă de vacă. Aha. Atât. Și niște cârnăciori. Deci e mai pe nou cum ar veni. Ceva, el cred că e sârb. Bun. Și foarte bun. Și zic, domne, foarte bun ce faci, dar până nu o să ai cartofi prăjiți, o să dai faliment, că e o glumă. Și după un timp îmi spune, chiar să fie, ai avut dreptate, uite, am băgat cartofi prăjiți, că până n-am avut cartofi prăjiți, aproape nimeni nu intra aici să vină să mănânce. L-ai spus-o la mișto? După care m-am interesat și am aflat că, într-adevăr, în topul preferințelor culinare, în afară de mici și alte de astea, cartofii prăjiți sunt la loc de frunte în România. Oamenii preferă și mănâncă în dragi cartofi prăjiți. Ai o garanție că nu rămâi nemâncat, știi cum e. Da, eu așa am aflat, a fost o chestie care m-a șocat, nu foarte tare, dar m-a șocat. Nu știam că după Budapesta, al doilea oraș cu cei mai mulți unguri e București. Nici eu, acum aflu. Da. E, așa și cu cartofii prăjiți. Am zis, hai să văd eu un disc cu cartofi prăjiți. Dacă sunt așa populari. Frumos. Vezi? Că nu faci decât să întărești ideea, ce spuneam. Tu ești o mărturie a timpurilor pe care le trăim și dacă vrei să afli ce caracterizează vremurile astea în care tu ai cântat, e suficient să asculți muzica ta. O să descoperi și latura sentimentală și sensibilă a ta, este evident lucrul ăsta, și o să ajungi și la ce spuneam eu, că întotdeauna te-am simțit ca pe un veșnic îndrăgostit, e percepția pe care mi-a lăsat-o muzica. Dar în același timp, eu întotdeauna am văzut în tine și un fel de, dacă vrei, premergătorul stand-up comedy-ului, dar pe muzică. Pentru că e foarte mult umor în muzica ta. Sper, așa sunt eu. Adică aș minți să mă port altfel. Și ai găsit și o poziționare foarte plăcută, pentru că nu mi-a lăsat niciodată impresia că te iei foarte în serios.
Adică e... Orice om normal la cap și echilibrat nu se ia în serios. Așa cred și eu, da. Nu vreau să nu dețin niciun adevăr și nici nu simt nevoia să fie toată lumea de acord cu mine. Nu, nici așa eu. Cred și eu, da. Poate și de asta îmi place foarte mult muzica ta și mi-a plăcut întotdeauna. E... Nu știu, e și de la mine din familie, că ai mei toți au fost veseli. Umor, au da? Fost niște oameni veseli și la un moment dat, evident, pe vremea lui Ceaușescu, nu puteam să, de la facultate să sunăm în provincie. Aveam telefoane, dar puteam să dăm telefon doar în București. Singurul telefon de la care se putea suna în provincie era telefonul de la comitetul de partid. Era unul singur. Și acolo, bineînțeles, era cineva tot timpul. După un fir sau lângă pe fir sau lângă telefon? Lângă telefon. Eu cred că era și pe fir, probabil, dar pe ăla nu l-am văzut. Eu am făcut la transmisiune. Pe ăla de lângă telefon l-am văzut. Și bineînțeles că după un timp, după ce am intrat în facultate, zice, aia ne sună pe maică, dar vină încoace și au telefonul unde ai nevoie, deci mă lăsa. Și la un moment dat era secretara domnului de la comitetul de partid și eu vorbeam cu taică. Și taică mi zice, bă, mă doare puțin spatele. Ea n-auzea ce spunea taică. Mă doare puțin spatele, uite când fac așa. Bă, păi zice, ce mai aștepți, zic eu. Du-te la subsol, în pivniță. Ce să caut în pivniță? Păi să te obișnuiești cu răcoarea, cu mezeala, că gata, asta vine. Te doare una, te doare alta, hop! Comitetul de partid imediat. Da, e ceva ilegal aici. Am mai făcut eu câteva glume, închid telefonul. Tăreșu Andrie, și nu vă spărați, cu cine ați vorbit? Normal. Cu taică-mea. Eu, relaxat. Hai, domnul. Ia. Vai, ce copii bune am. Și uite, așa a apărut versul, avem calorifer la școală, dar nu ne avem bine cu cei de la centrală. Centrală, da. Așa că primim infermi și logic. Îmi dai seama, buletinul meteorologic. Dacă nu mai ninge, mâine ninge la vară, da, ninge. Da. Dacă nu mă înșep, mama ta o chema Chiriachița? Da, Chisărai cu Chiriachița. Chiriachița. Ei, ce nume asta? Alaltă am aflat un lucru. E ce... Grecesc. Grecesc, da. Sigur. Da. Știi cum o chema pe mama mareșalului Ion Antonescu? Nu. Am aflat odată. Chiriachița. Serios? Eu eram turbat, pentru că la școală, când mergeam, toți te întreba, cum îl cheamă pe tata, cum o cheamă pe mama. Da. Și toți copiii, Maria, Geta, Chiriachița. Și eu trebuia să zic, Chiriachița. Cum? Ce? Hă? Și am făcut spectacole cu doi oameni de suflet, de toată una, cu Alexe și cu Nicu. Da. Cu copilul lui Evdoxia și copilul lui Chiriachița. Da. Mă lăsa să fumez o țigară? Ce drăguț e, mă, poste super pe el. Te rog! Mulțumesc, mă! Mă lăsați și pe mine să mulțumesc partenerului nostru de drum lung în Casa de Cultură, la Ursus mă refer. Mersi frumos, neapărat, pentru sprijin. A fost o mare plăcere. Întotdeauna de partea noastră. E, bine, am revenit. Așa, așa. A fost bună gura de aer proaspăt? Dumnezeu cu puterea lui mi-a ajutat și de data asta. Eu spuneam un moment dat ceva de SF. Toată treaba și... Eu cred că toată lumea a trecut prin perioada în care a citit literatură de anticipație științifică, cum se chema. Așa se vremuri. Chema pe vremuri, da. Nu aveai voie să-i spui științifico fantastică. Așa era? Da, da. Nu era nimic. De asta zicea, nu mi-am pus niciodată da, problemă. Da, nu era nici... Cum adică fantastic? Ce era fantastic? Era un cuvânt care nu era permis. Nu era bun. Literatură de anticipație științifică. A scris și SF? Ai făcut și machete? Pentru... Da, era un tip, Albescu, da? Care se ocupa de revista Știință și Tehnică. Da. Și lui a venit ideea să scoată acest almanac, Anticipația, în care da. Să publice proză SF. Și de la noi și din străinătate. Și a avut flair foarte bun. Țin minte că acolo am citit prima dată Flori pentru Algernon, care este o proză fabuloasă. Am citit Regii nisipurilor, Frații Strugațchi cu Călăuza, chestii absolut fabuloase. Așa e. Iar eu, pe mine m-a chemat dacă vreau să fac partea de prezentare grafică. Aha. Și am zis, domnule, eu fac chestia asta dacă mă las și îmi fac treaba ca lumea. Cum adică? Uite ce se întâmplă. Toată lumea aici în România vrea să folosească fiecare centimetru pătrat de hârtie. Dacă o carte are 300 de pagini, pe fiecare centimetru pătrat trebuie să fie cuvinte ca să încape cât mai mult. Chestia asta nu e frumoasă. Asta ai spus tu lui? Da.
Deci dacă mă chem pe mine, mă lași să-mi fac treaba. Și uite, ți-aduc și exemple. Ce exemple? Ți-aduc și exemple de paginație ca să vezi cum e la vreme. Chiar în anul ăla, țin minte, premiul pentru cea mai bună prezentare grafică îl luase Bob Guccione de la revista Penthouse. Bob Guccione fiind un designer excepțional. Sigur, revista Penthouse era cu femei goale. Da. Eu de ce m-ai fi băgat eu să zic repede da? Habar n-aveam. Așa. Și mă duc eu la tovarășul Albescu și scot revista Penthouse. Mă înțepenește, ce e asta? Zice, domnul ăsta a luat premiul pentru cea mai bună prezentare grafică. Uite-te cum face. Tovarășul Andrieș. Uite cum face. Vezi, pagina asta e aproape goală. Numai un titlu aici. E frumos? Da. Uite ce a inventat ăsta, care după aia a luat-o și Playboy și au luat-o toți. Lua câte un citat din text și scria mai mare în mijlocul textului. Da. Ceva interesant care să-ți atragă atenția, evident. Da, da, da. Și chestia asta spărgea și grafic pagina. Nu mai era o pagină plină de text. La un moment dat era ceva. Asta a inventat-o Bob Guccione. N-a existat până la el. Da. Și am explicat tovarășului Albescu, uite așa, așa, sigur, eu nu o să vreau să fac. Știu că nu o să mă lași să lași câte o pagină goală. Că o să zic așa că e greșeală și o să-ți arăție în cap. Dar lasă-mă să fac ceva care să arate bine. Gata, ai mână liberă. Și țin minte, la un moment era Cristian Tudor Popescu, care scria proză științifico-fantastică. Așa e. Și venea la Almanach. Și îl trimitea la mine, bineînțeles, asta Albescu. Și ziceam, domne, mai tai jumătate de pagină. Cum să mai tai jumătate de pagină? El, ca scriitor, avea dreptate. Domne, dacă nu tai jumătate de pagină, n-apare numărul ăsta, poate anul viitor, pentru că eu atât mai am, ca să fie frumos aici, cu desenul, cu titlu, trebuie să dispară jumătate de pagină din text. E opa, prea mult. Se schimbase. Dacă afla că de fapt povestea pleacă de la pagini goale, femei goale, te omoră cu mâini. Și mă poveste. Noi doi. Normal. Știam sigur că o va încerca să meargă pe aceeași idee. Știam sigur că nu o să înțelegeți nimic. Eu aș vrea să o becăi. Așa este un nu deschide ochii. Oricum a fost o experiență foarte plăcută și pozitivă și calitatea prozelor care se publicau era sigur, destul de ridicată. Sigur, dar nu întotdeauna ai convins atunci când ai propus tu ceva la nivel de cât ilustrație. Cât am lucrat acolo, numai în condițiile astea am lucrat. Acolo, da. Dar, la, de exemplu, la copertă de album au mai fost și cazuri în care... La copertele de album, cele pe care le-am făcut pentru mine, îți dai seama că n-am avut cu cine să mă cert, le-am făcut cum am vrut. Da. Evident. Și pe la Electrecord? Cât am colaborat cu Electrecordul, absolut... Niciodată, în afară de un disc al meu, care era chiar asta, Trei Oglinzi, care a fost ultimul disc care a apărut înainte de 89 atunci. Da. Frumos titlu. Aveam, da, nu-i meritul meu, fata aia de pe stradă. Aveam pe spate o poză făcută la Timișoara, la un concert undeva, unde eu stăteam și așteptam să-mi vină rândul. Și erau niște vestiare de alea, la sala sporturilor. Da, da, da. Niște vestiare de alea cu faianță. Și era o bicicletă veche, sprijină de un perete. Poza, din punctul meu de vedere, era foarte frumoasă. Dar bineînțeles că Consiliul Culturii și Educației Socialiste a zis, ce e asta, domne, faianță sparte, bicicleta asta, ce ne batem joc? Și a fost singurul dit la care am avut, mi-au refuzat poza aia. Și pentru ce ai făcut grafica, Alex? În afară de discurile tale, pentru să cine zicem pentru cine n-a făcut. Vedem ce, desigur, unul dintre primii a fost Alifantis. Da. Bine, Alifantis m-a exploatat foarte mult. Nu cred că spui asta. Cum să nu? Fanariot, ce vrei să fac? A vrut și texte, a vrut și coperți, a vrut de toate, nu contează. Bine să i-am făcut și lui Mircea Vintilă, o copertă în care el arată ca și cum împinge un tren. Lui Mircea Baniciu, Ploaia, în care am făcut inclusiv poza de copertă și grafica, am făcut pentru celelalte cuvinte primul lor disc ăla care, care n-a și apărut. Nu, nu, a apărut la Electrecord, în care era doar scris celelalte cuvinte, am designat pătratele alea colorate. Da. Sigur, dar tu ai mai făcut o variantă care a picat la cenzură, nu era tot de tine făcută cu desenele alea? Nu mai țin minte, s-ar putea. Părea că a fost un cutremur, că aici era discuția de la cenzură. Nu mai țin minte, s-ar putea. Pe galben, pe fond galben. A fost ceva, că au vrut ceva să nu fie nimic și de-aia apărut numai asta cu scris. Da. Dar nu mai țin minte. Dar frumoase alea, să știi că discul ăla iese în peisaje atât de tare, combinația de culori. Și cu scris. Și cu scrisul ăla, da, scrisul ăla pe care îl păstrează și azi. Am văzut că îl folosesc și acum. Exact. Mi-am mai făcut și pentru Aura.
Pentru Laura Oziceanu n-ai făcut? Laura Oziceanu nu i-am făcut grafic, am făcut cuvintele de la Aproape Liniște. Aia lui Nicu. Doamne, dacă am putea să dăm de Aura, îmi cer scuze că dacă i-a spomenit numele acum, am într-o seară am ajuns acasă și iar cânta Aura Oziceanu. Și practic o zi întreagă am ascultat doar Aura Oziceanu, că nu m-am mai putut opri. Foarte bine. Da. Ce zici mi-a plăcut mie copelta? Iris 3. La Sfinx am făcut, da, i-am făcut la Sfinx la Zalmoxe. Da, am făcut pentru Dan Andreal la discul la single cu 10 arici înnămorați și noi nu ne temem. Unde el avea acolo, unde am făcut eu pozele, unde repeta, avea un afiș cu B.B. King. Și se vedea scris, era negru, se vedea B.B. King în poză, scris cu alb. Și au venit cei de la Consiliul Culturii să dispară asta cu King, cu rege. Ce e asta? Zic, e unul care cântă. Nu cred, bă. Și a trebuit să dau cu... Așa cum, dacă te uiți atent, vezi. Am dat cu o carioca, cu ceva negru, ca să nu se mai vadă King acolo. Pe vremea nu existau computere să scoți, să dreși, să faci. Am făcut pentru Iris, am făcut două. Unul la care l-am desenat pe Angus Young. Bine, nu știu cei de la... Da, cei de la Electrecord nu aveau de unde să știe cine e Angus Young. Și am făcut așa un desen destul de... Nu se vedea fața, ele, nu știu ce, dar cine știe, cu pantaloni scurți, cu nu știu ce. Clar. Și pe urmă am făcut coperta de la Noi Nu Ne Temem, cu care a ieșit scandal. Nu te opri. Pardon. Albumul se cheamă, dar Iris 3. Da, asta cu Noi Ne Temem era de la Dan Andreelde. Da. Și acolo am făcut, fără niciun fel de intenție, o trupă fugind, cu instrumentele în spate. De ce fuge trupa asta spre vest? Incredibil, mă. Pentru că, într-adevăr, fugeau spre stânga, de-aia nu m-am gândit că e vestul. Așa e, are dreptate, am discut dincolo. De ce fuge trupa asta spre vest? Și desenele foarte haioase, că sunt desene acolo, nu e numai grafic, desene. Și erau foarte haioși, într-adevăr, parcă și văd și cu clape cu chitară. Mai făcut pentru, a fost un disc cu Ion Cristinoiu, cu Mihai Dumbravă și cu, am uitat cu încă cineva, cred că cu Mircea Crișan, la care am făcut coperta. Am făcut lui Cotabiță, lui Manole, asta... Mădălina Manole, da. Fată drag. Am uitat, da, Fată dragă exact. Se chema, da. I-am făcut Luana Sârbu. Da. Am făcut multe, dar nu știu pe toți. Country and Western, are arată că era chiar Electrecordului. Care? Country and Western. Country and Western, am făcut, a fost un disc pe vremea asta, la formații rock se chema și avea o față, o formație și o formație. Și erau ăștia lui Chifiriu, cu Roata și cu, nu mai știu cine erau. Da, am discul, așa este, pe jumate era Roata și pe partea, Foileton sau ceva? Cred că da, nu mai țin. Am făcut foarte multe coperi, dar cu cei de la Electrecord n-am avut absolut niciodată nici cea mai mică discuție. Nici n-au încercat. Stai puțin, că nu erau ei. Nici n-au încercat să-mi spună ce să fac. Au zis, fă ce vrei. Nu se mai îngrijeau din când în când și pe bună dreptate, legat de faptul că s-ar putea să pice din pricina unei coperți. Păi da, așa și la interioare, primul meu disc, am avut scandal din prima. Așa. Că a zis că ce-i cu șoricelul ăla? De ce e supărat șoricelul? Și doamne, am un cântec, că șoricelul supărat stă mereu ascuns în spate. Ai văzut tu șoricele supărat? De ce, doamne? De ce e supărat șoricelul? Nu trăiește, domnule, la noi aici, în Republica Socialistă România, unde toți șoricii sunt veseli. Și după aia, până la urmă, a rămas. După multe discuții și până când a apărut varianta în engleză a discului interioare. Așa. Și am zis, doamne, să schimb aici, să fac un șoricel vesel, să nu mai vină aia pe capul meu. Și am schimbat puțin poza, în loc de o poză pe spate, era altă poză cu niște păsărele, nu mai zice ceva vrăbiuță, și un șoricel vesel. Iar m-au chemat. Tovarășul Andrieș. De ce pe discul ăsta în română și oficerul supărat și la discul ăsta în engleză e vesel? Eram sigur. Adică ce vreți să ziceți? Că păi, vest dar nu mi-a spus dumneavoastră că de ce s-a supărat să fac vesel? Da, așa, Andrei, să vă arătăm pisica. Așa că de la primul am avut discuții. Discuții au fost tot timpul, dar important era să treacă discuții. Mai bine să ai discuții și să treacă decât să n-ai discuții și să pice. Așa e. Dar spune-mi o chestie, Alexe, la interzise, muzicile de aici. Așa. Aveai probleme de atunci când le cânteai? Și poate ne spui puțin și povestea, pentru că se vede că sunt înregistrări. În primul rând, acest disc am vrut să apară tocmai pentru că erau înregistrări neoficiale, făcute de diversi oameni din public la diverse concerte, și pe care mi le-au dat și mie. Pentru că era important ca cei care îl vor cumpăra să știe că cântecele astea au fost cântate atunci, nu acum în studio. Că acum era simplu să intri în studio. Așa este. Cânti.
Așa e. Valoarea tehnică sau muzicală e mai puțin importantă decât valoarea istorică. Vezi că iar ajungem acolo? Și la vremea respectivă, cei de la Record au fost destul de... Nu știau dacă să-l scoată sau nu-l scoată, că abia îl împușca sărește pe Ceaușescu, dar dacă se întoarce ceva și dacă pățim ceva și nu știu ce și la. Deci a fost o atmosferă destul de neprimitoare în legătură cu discurs. Și am zis, doamne, de ce nu vreți să-l scoate, găsesc eu cum să-l scoat. Și în clipa asta au zis, hai să-l scoate. Pornă pe copertă, am vrut neapărat să fie această caricatură pe care eu am trimis-o pe vremea, mă rog, nu numai atunci, 89, cu câțiva ani bune înainte, la Montreal era un salon de caricatură la care eu am participat câțiva ani de zile la rând. Așa. Și cu caricatura asta a fost o poveste pentru că ăștia îmi trimiteau un catalog. După fiecare expoziție făceau un catalog cu toate desenele și fiecărui participant îi trimitea un catalog, ceea ce era un gest foarte frumos. Foarte frumos, da. Și la acest ultim catalog, eu nu primeam catalogul, nu venea catalogul. Pe vremea eram la TCH, la Trustul de Construcții Chitării Energetice, unde primii doi ani se făcea stagiu în producție înainte să vii la școală pe post de asistent. Și m-a căutat un tovarăș. Din asta se o caricatură asta și scoate catalogul. A, zic, ăsta e catalogul pe care nu l-am primit eu. Așa, Andrei, lăsați glumele. Domne, ați făcut caricatură. Bineînțeles că eu am făcut caricatură. Și ce reprezintă? Ce se reprezintă? Zice, un pește care nu are cum să mănânce secera și ciocanul. Ideea că ideologia nu poate fi folosită ca momeală. Aveți și textele la el. Da, degeaba. Da, sunteți sigur că peștele nu e Afganistanul? Zic, dar de ce să fie Afganistanul? S-a întâmplat ceva în Afganistan? Nu știu, zic, eu mă uit la televizor, citesc presa, n-am citit nimic despre Afganistan. Da. Ce putea să-mi spună? Că oficial în România nu se scrisese nimic despre Afganistan. Așa e. Dom'le, hai să nu mai lungim. Puteți să-mi dați o declarație că peștele nu e Afganistanul? Sigur că da. Semnatul se declară. Peștele nu e Afganistan. Da, mulțumesc. Vezi, am trecut foarte repede peste un aspect pe care Alex l-a punctat aici. În primele luni după 90, noi încă nu credeam că vom fi liberi. Cred că acum, nici acum, încă nu cred majoritatea oamenilor că sunt liberi. Habar n-au ce înseamnă asta. E adevărat. Să spun ceva, ai întrebat de texte. Înainte de 89, îmi pare rău că sună caragios, e ca și 23 august, dar e un reper, asta e. Da. Aurel se ocupa de aprobări. Și el avea un set de texte care știa sigur că trec, chiar eu cântam ce vroiam, evident. Asta era trucul. Deci tu prezentai un alt desfășurător al cântecelor și ce-i dumne, s-a suscitat chestia. De obicei făceam spectacole pentru că el singur putea să facă să... Întotdeauna a fost... În general, când făceam spectacole cu Alexe și cu Nicu, făceam o fază generalizată în toată treaba asta și puneai. Evident că începea cu Trăiască România, Trăiască Tricolor, mai dădeau până Țara de unde vin... Băgam pe asta. Plus că textele olandezi nu aveau nici pe dracu în toată treaba citite ca atare. Ce oraș frumos, fabrici și uzine. La tine în cartier, fabrici și uzine. La mine în cartier, fabrici și uzine. Ăsta, da, păi eu am aprobat textele. Pe care se zice că ieși între ce aștepta ori mortarul să se usuce la soare. Nu. Termenul scurt că împăratul se cam cu predatul ca dușmanul de clasă să nu prinde de știrea. Erau alea care erau nenorocive. Ala nu era în dosar. Aia la vine care erau nenorocive. Erau multe care erau vai de cap. De aici ne-a și tras, că rețeta n-a mai funcționat după 1989, chiar așa. Alex până la altul fusese în balconul pieței universității. Nu era ăla de la arhitectură. După care ne-am dus la cel Budeau și era un moment extraordinar unul din cele mai bune texte politice care a existat vreodată în România și care e fără titlu, parcă. Da, fără titlu. Care este superb. Sigur. Și atunci făcusem o tripletă cu care eram proaspăt veniți, adică toți eram, nu fusesem acolo. Și ne-am dus la Cerbul de Aur, la festivalul de la Mamaia, adică unde nu ne-au chemat niciodată nimeni, nici n-aveau vreodată de gând să ne chinem în toată treaba. Eram așa de proaspeți, adică eram bun. Hai, domne, că a venit, e libertate, să cânte și Andrei, să cânte și ăla, să cânte și holograful și cu plete și fără și cu dracu, se pierde, ne să ne vedem odată și cu ăștia. Până. E și face Alexe fără titlu, care era cu o companie mea pe spate al holografului, cu Recu și Cerbul de Aur. Piața Spatului. Frumos, aranjat, tot perfect. Și a început să cânte fără titlu. Întâi nu s-a mai auzit față.
Doar monitoarele. Numai monitoarele. După care nu s-a mai oprit și transmisia. Dumnezeu să-l odihnească, era Paul Everac atunci, care a vrut să mă și... Mă rog, da. O discuție, procesul. Da. Nu mai contează, că anagrama din Cața Avencu cred că va rămâne veșnică. Așa. Și Alexe, fără titlu. E, a început o panică generalizată de s-a oprit transmisia câteva minute în toată treaba asta, ziua ce budeau. De ce? Fără titlu, domnul Alexandru. Da. Ne uitam unii la alții, ei s-auzeam în monitoare și le făceam semn că nu s-au nimeni. E, și ne-am auzit în monitoare din cauza că ea de la tehnică au ținut cu noi. Da. Că trebuiau să taie și monitoarele, dar aia ne-au lăsat în pace. Trebuia oprit. Și la astea tu n-ai avut probleme când le cântai? Pe vremea lui Ceaușescu, nu. Din cauza ta, nu. Publicul se vede, mă, trăia la maximum. Înțelegea fiecare subtilitate. Păi, da, în primul rând că cred că este o copilărie să crezi că existau numai securiști idioți. Deci foarte mulți din oameni care lucrau în securitate erau oameni foarte deștepți. Și ăștia știau ce se întâmplă, dar le lăsau așa. Numărul 2. Niciunul nu era... Deci eu nu sunt... Chiar și atunci când glumesc cu lucruri foarte serioase, nu sunt rău din fire. Nu, e foarte frumos. Și atunci glumele nu sunt rele, nu sunt violente, nu sunt agresive. Așa e. Țin minte că la un moment dat a venit și m-a căutat, Dumnezeu să-l ierte, Aurel Storin, care era secretarul literal de la Teatrul Tănase. Da. M-a căutat la facultate. Că vrea să stăm de vorbă. Ok. Dom'le, deci vreau să cânt la noi în spectacol, la Teatrul Tănase. Pleacă, domnule, de aici, să mă faci ce să caut eu acolo cu Stella Popescu, arșine, lasă-mă. Domnul Andrieșna, aveți copii? Nu. Se vede, eu am o fată. Și fata mea este fana dumneavoastră. Trebuie să cântați, pentru că eu nu mai am zile acasă. Nu știți ce înseamnă asta. Eu, acum îți închipui că o să pot să cânt eu la tăna asta. Asta e problema mea. Dați audiție, Consiliul Culturii, am ales. Nu știu ce era, Balaurul Verde, Scheherazada și La Rovin. Astea trei, exact. Mamă! Okay. Teatrul Tănase avea orchestră. Orchestra m-a acompaniat, teoretic. De ce spun teoretic? Pentru că niciodată nu erau toți. Câteodată lipsea toboșarul, altodată lipsea basistul, depinde ce treburi aveau. Oamenii aveau nunți astea, de văd că eu am lucrat la Tănații și știu episodul de care... Am înțeles, ok, deci oamenii... Depinde când mi-i mereu, dacă ea marțe, avea poi marțe, dacă veneai sâmbătă, mai puțin. Și mă duc acolo, zic, mă duc ca să nu se supere omul, le cânt, ăla de la Consiliu să facă un scandal monstru și gata, nu o să cânt la niciun teatru Tănații. Mă duc la audiție. Le cânt și plec, mă văd de treabă. Mă caută el la școală, Aurel. Ce faci, urmează să discutăm când începi în spectacol? Pe ce? O aprobat? Bineînțeles că o aprobat. Hai, domnule, îți bagi joc de mine, cum o aprobat? Cum e posibil ca în Bagdad să fie un șeic cu un punct slab? Domnul Andrieș, eu mă ocup de mult. Știți cum o aprobat? I-am pus în stânga trei balerine semigoale, în dreapta trei balerine. Ăla nici nu știe ce s-a cântat pe scenă. A aprobat tot. Ce frumos! Uite-mă cum s-a scris istoria dizidenței reale în România. Da, așa a fost. Dizidența era... Cum reușeai? Vorbesc de dizidență. După care a fost primul spectacol care l-am cântat pentru Teatrul Tănase. Da. La Teatru de Vară, care era unde acum clădirea nouă a bibliotecii. Lângă la Boema. La Boema, lângă restaurant acolo. Și trebuia să cânt la ora cutare. Am venit mai devreme, era Nicu, pe care nu-l cunoșteam. Atunci l-am cunoscut pe Alifantis. Ok. Și era Nicu și cânta pe scenă ceva, nu mai știu ce cânta. Bla, 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 bla. După care iese de pe scenă, dă cu chitara de pământ de o face zob. Da. E o semnătură pe care o cunoaștem. Pe care vine la mine foarte lincit, salut, eu sunt Nicu Alifantis. Nu mă ajut și pe mine cu niște texte în engleză? Senin, pac, ruptură. Da, senin, foarte senin. Adică, ziceai că nici n-a fost el care a spart chitara. Între timp erau niște balerine, era ceva, un moment vesel și urmam eu. Ies, cânt. Și după aia plec. A doua zi aveam iar spectacol. Sau a treia zi, nu mai știu, era o zi liberă, nu mai țin minte. Mă rog, când vin ăla de la ușă, nu fi, domne, supărat. Nu o fi, dă-i încolo. Oia care... Trăgeau sforile la cortină. Da. Dom'le, nu e... Ce ăștia, bă, frate? Vine o balerină. Nu fi supărat, te rog, e frumos, de încolo, nu știu ce, că vrei, uite, astă seară, vin la mine acasă, să fac ceva bun de mâncare. Ce ăștia, mă, toți?
Vine unul. N-ai citit cronica din România literară, așa -i? Nu, domne, n-am citit. Și că a fost Silvestru și că scrie cronică și... Așa. Nu, banan. Ia uite. Și scrie acolo un spectacol minunat de la Teatrul Tănase, cu un cor de balet impecabil, cu excepțional. Păcat că la un moment dat apare pe scenă un individ care își bate joc de istoria neamului. M-a făcut cu ou și cu oțet acolo. Prietenul ăsta al meu, Cornel Iofia din Brașov, a plecat în Germania prin 87, cred că. Și-a pus pe perete în ramă articolul ăla. Deci cineva a fost... Ideea este că dincolo de faptul că evident ei se așteptau ca eu să plâng în hohote, ceea ce evident că pe mine m-a amuzat copios, chestia s-a făcut cu o publicitate fabuloasă în spectacolul lui, pentru că toți care au zis, ce face ăla, bă, ia să vedem, ce cântă ăla acolo. Și ți s-a mai permis să cânti? Cum să nu? Singura problemă era legată de ce a scris ăla. Asta era o laudă, practic. Și să nu... Atunci nu era chiar. Nu era. Puteai să bățești, dar tu personal, dacă vedeai asta, era clar că, băi, am mișcat lucrurile. Unde s-au încurcat ei foarte tare este că toată lumea din Tănase, la modul real, credea că este unul tânăr care vrea să se lanseze la Teatrul Tănase. Am înțeles. Pentru că spectacolul ăla, orice spectacol, presupunea să te împingă înainte să ajungi la Tănase. Era o mare chestie, nu intra oricine pe acolo, nu treabă. Nu știau că Alexe e arhitect, că ăla cheamă Aurel Stoin, secretarul literar, ei nu știau de desubturi, ziceau, băi, l-a desfințat pe ăsta micul acum, care când să scoate da, și asta el era, botul. Asta e sistemul la Tănase, asta era, băi, te-au venit toți, lasă-mă, tată, că au dat ăștia în el. Ce-a făcut, a venit și el, a îmbrăcat cum vrea, face cântă și el prostiile lui, băi, ai dracului oameni. Nu știau că el, de fapt, își vede de arhitectură și că muzica e un hobby, că l-avem asta, da. Chiar așa a fost. Dar oricum a fost o experiență, pentru că după aia lumea a fost și mai curioasă. Ce normal, se întâmplă acolo? Normal. Oricum, întotdeauna mi s-a părut că el a fost foarte relaxat, tocmai prin prisma asta, că el a fost arhitectură. Da, adică ideea... muzica, eu am perceput-o așa, am niște timp liber, îmi face plăcere, dar ideea eu că am avut o discuție cu ai mei înainte să dau la arhitectură. Eram în clasa a 10-a. Și ai mei m-au spus, bă, tu faci ce vrei. Noi nu te obligăm să faci. Maica mea era, ar fi vrut să ajung medic. Și am zis, mamă, nu vreau medic. Medici, ce? Toată ziua stau cu nasul în tot felul de infecții și mizerii, au mare răspundere, vin supărați acasă, dorm puțin, o iau de la capăt. Asta nu e o meserie frumoasă. Teoretic, da, și practic. Salvezi vieți, faci foarte mult bine oamenilor. Dar tu ai o viață groaznică, adică așa asta e. Nu e o viață și nu mă interesează. Bine, nu știu ce. Și zice, fii atent, orice faci, te gândești foarte bine că trebuie să-ți placă. Că dacă faci ceva ce nu-ți place, toată viața ta va fi o corvoadă. Foarte bună observație. Numărul 2. Nu e bine să ai un singur atu în mânecă. Deci dacă poți, cum ai tu talent, că și desenezi și pictezi și cânți, ține-le și pastea cumva, dar mai fă ceva. Fă ceva sigur. Pentru că chestia de asta artistică nu e niciodată sigură, nicăieri în lume. Azi poți să ai succes, mâine poți să nu te mai țină nimeni minte. Și să mor de foame. N-are niciun sens. Și mi s-a părut ca o dreptate. Așa e. Și așa am ajuns să fac. Din fericire mi-a plăcut foarte tare arhitectura, deci nu a fost niciun fel de problemă. Dar a fost ceva greu. Și asta m-a ajutat că, într-adevăr, nu depindeam exclusiv de muzică, sau de scris, sau de desenat. Da. Mare lucru. Și atunci îmi permiteam să refuz ce nu-mi convenea. Ceea ce nu își permitea nimeni. Da. Pentru că ești oameni din asta trăiau. Nu pot să zic că nu vin și nu cânt, sau nu scriu chestia asta, sau nu desenez coperta asta. Sigur. Și în condițiile în care tu erai arhitect, după aia ai ajuns să predai la facultate, scriai, desenai, scriai și texte și făceai în timpul ăsta și muzică, vreau să fie limpede că nu era puțină muzică. Adică eu cred că în momentul ăsta ești probabil cel mai bine publicat artist. Cred că da, la un moment dat, nu mai știu când a numărat, sunt cel puțin 80 de discuri, da. De albume. Chestia. Exact, exact, în jur de 80. Am numărat și eu astăzi de dimineață. Dacă făcea atâtea concerte. Mă gândeam că Rolling Stones la un moment dat, știu că făcusem o socoteală și aveau vreo 30 ceva de albume și tu erai peste Rolling Stones. A, bine, asta nu, deci numărul de albume nu înseamnă nimic. Sigur.
teoretic nu înseamnă Beatles nimic. Și, Beatles că... și au scos, nu știu, 10-12 albume în total sau cât au scos și au revoluționat toată muzica planetei. Așa că nu e numărul de albume contează. Sigur că nu contează asta, dar ceva, ceva... A, înseamnă ceva muncă și ceva, sigur că da. Și pe de altă parte sper din tot sufletul că toate sunt oricum peste un anumit nivel. Sigur că unele sunt mai bune și altele, să zicem, mai puțin bune. Dar sper că niciunul nu e... Deci că mi-a un album prost. Sper că nu există chestia asta, pentru că eu sunt primul meu cenzor. Dacă mie nu-mi place, n-apare pe disc, n-apare da, nicăieri. Da, da. Dacă am remarcat ceva la Alex în toți anii ăștia, este că el întotdeauna a cântat cu muzicieni, adică nu s-a... N-am mers așa nu, la voia. Pe de o parte am avut noroc să mă împrietenesc cu oameni de foarte bună calitate, pe de altă parte au fost oameni care, pe care nici n-aș fi îndrăznit să-i abordez și care au venit ei la mine. Ceea ce, cum să spun, pentru mine e un punct bun, că înseamnă că muzica e bună. Dacă da. Muzica ar fi fost o prostie, oamenii ăia nu veneau să cânte. Și cel mai bun exemplu este Dan Mândrilă, pe care eu nu-l cunoșteam. Și în 82, la festivalul de jazz de la Sibiu, da. A venit la mine și zice, bă, băiatule, mă te lua după ăștia, că ăștia râd, au textele tale, ha, 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 că ce bancuri mișto face ăsta. Și așa nu habar n-au ce muzică e acolo. Că nu știu, sunt proști. Deci eu am văzut ce faci tu. Fii atent. Dacă vreodată ai nevoie de mine, nu trebuie decât să-mi dai un telefon și eu vin și cânt oricând și orice vrei. Ăsta e numărul meu. Bun. Ceea ce s-a și întâmplat. A venit și a cântat la Despre Distanțe, a făcut niște solouri excepționale. Mă rog, așa a fost și cu Johnny Răducanu, pe care nu-l cunoșteam. Și tot așa el a venit la mine și a zis, bă, fii atent, dacă vrei să stăm de vorbă, zice, caută-mă, vino, fă, și așa mai departe. Deci dacă oamenii ăștia n-ar fi sesizat ceva în regulă în muzica mea, nu m-ar fi căutat să-mi spună vino, vin să-l scând și așa mai departe. Și am avut marele noroc, într-adevăr, pe de altă parte, să mă prietenesc cu oameni de foarte bună calitate și uman și din punct de vedere muzical. Pentru că absolut nimeni din cei cu care am cântat, mă rog, există și una, două excepții, dar astea sunt neimportante, ne-au fost și prieteni, n-au rămas doar simpli colaboratori. E, am devenit normal. Prieteni. Ceea ce la muzică e foarte important, că altfel cânti împreună cu un om cu care ești prieten și altfel când doar cu unul care zice, băi, eu vin și fac treaba, ce vrei să fac aia? Două ore, gata, da, ți-am da, făcut, da, la da, revedere. Da, înțeleg ce zici. Am avut noroc că la primele discuri a fost secția ritmică de la Postscriptum, respectiv Mișii Farcaș la tobe și Mircea Marcoviș, Ciulica la bas, Dumnezeu să-l ierte, din păcate nu mai e printre noi. Și ori de câte ori aveam nevoie de ceva de lei, doar o preotese care mi-a adus clapa la interioare, că eu n-aveam, de exemplu, ăștia, eu n-aveam chitară când am tras interioare. Nu deținai tu o chitară? Nu, nu aveam chitara mea. Și atunci ăștia, lasă bă, că ți-aducem noi Fenderul lui Bădulici. Ei cântau o formulă cu Dan Bădulescu. Da. Pe vremea aia. Și nu i-au spus lui Dan Bădulescu nimic. I-au luat chitara și au adus-o la studio. Ăla, știind că ei sunt la studio cu mine, s-a dus să mai cântă la chitară, la sala lor de repetiție. Și nu mai era chitara. De-ai seama că pentru câteva ore a fost leșinat. Am fost convins că cineva i-a furat chitara. Era un fân de Stratocaster americane, foarte, foarte bun. Bune, da. Și acum, după ani de zile, mi-a zis, băi, lua chitara, nici măcar nu mai ceru voie, nu știu, zic, bă, Dar tu n-aveai sau n-ai vrut să o aduci? Că... Nu, n-aveam. Știu că ai multe chitări, dar nu întotdeauna da. Le și folosești. Acum da, le folosesc când trebuie, fiecare are alt sunet. Dar atunci nu aveam chitară, deloc. Eu prima mea chitară am primit-o de la mătușa mea, un Gibson Challenger cu care am tras rock and roll. Dar, și care a ajuns la tipul de la Survolaj, care n-avea chitară și i-am vândut-o lui și eu mi-am luat alta, nu contează. Dar prima mea chitară a fost atunci, mi-a dus-o bunică mea, Dumnezeu să o ierte. Da. Femeie de 80 de ani cărând Gibson până în aeroport. Aș putea să te întreb ce chitări mai ai, că sunt și eu pasionat, doar sunt curios așa. Nu știu, destule. Epiphone? Epiphone-ul ăla galben de apare prin ial tău? Da, sigur. Asta e modelul John Lennon. Da. Da. Epiphone-ul ăla așa? Am și Gibson și Epiphone. Martin? Am și Martin. Taylor? Am și Taylor. E bine. Rămân la părerea mea, ukulele. Am spus că mi-au ukulele. Am văzut, a dat un interviu Paul McCartney și l-a întrebat cineva câte chitări are. Și a zis, oricum, mult mai multe decât aș avea nevoie. Da. Dar când vine cineva și îți face cadou o chitară, nu poți să refuzi. Normal. Chiar acum de curând am primit cadou o chitară de la două prietene. Amândouă peste 80 de ani, prietene de la mătușii mele, da? Care trăiesc în Elveția. Și m-am trezit cu
un pachet de la ele, cu dita mai pachetsoiu, că na, chitara da. Nu e ukulele. Ok. Și o chitară acustică? Și nu, electrică. Electrică. Și mi-au scris un bilet, ne-am gândit la mătușii ta, săraca cum s-a dus înainte de vreme, și ne-am gândit să-ți facem ceva, un cadou. Și ce să-ți facem cadou? Ți-am luat o chitară. E chitara de care ne povestea Neanicu? Nu, nu știu. Sau Baniciu? Cine ne-a zis de ea? Baniciu ne-a zis că ai primit o chitară de curând și că ar fi vrut-o și el să tragă la un ceva, la o, să imprime ceva el sau... Ciocu, cine ne-a zis, Maure? Nu, Baniciu ne-a zis. Baniciu, mi-a rămas mie chestia asta. Nu mai știu. Asta ce chitară e? Dacă poți să-mi spun, Gibson ceva? Nu, asta e o chitară de asta super scumpă sau nu știu ce. E o chitară bună, făcută de un... Luthier? Nu, de o firmă mică din Franța. Da? Care fac în primul rând niște chitări mici. Deci pe modelul Fender, Telecaster sau Caster, dar cam atât așa, mici. A, mai mici, mai... Dar care sună exact ca alea. Și dacă ai nevoie să le iei cu tine și bagaje, n-ai loc, nu știu ce, sau să la transport, e foarte bună, e pe aia mai mică. Da, e de turneu. Faci cu balamale griful. Nu e fără balamale. Există și asta, o să vezi. Îmi convins că și organizator mai deștept. Așa că asta mi-au trimis o chită. Dar care e foarte bună, deci sună impecabil și... Ești pretențios la probele de sunet? Se cheamă Guitar Garage film, dacă vrei să o cauți pe internet. Da, să da, vezi da, ce sunt fac. Curios, îți dai seama că o să mă uit după ea. Printre altele fac și o chitară, replica chitării lui Keith Richards. Eu, de exemplu, până foarte de curând, n-am știut că el cântă cu o chitară la care a modificat dozele și are alt acordaj. El, în primul rând, cântă cu 5 corzi, dacă nu greșesc. Da. Da. Deci are o chitară la care a pus o doză Gibson la grif, da? La gât. Da. Și doza care e lângă acordaj la bridge. Gitare, da, da. La bridge. Nu e, arată ca doza de Fender, dar de fapt e o doză de chitară slide. Ah. Și el sunetul ăla pe care îl are la Honky Tonk Woman, la toate astea celebre, Jumping Jack Flash, o are pentru că folosește acest lucru și cântă doar pe 5 corzi care s-au acordate în sol major. Așa este. Mulți oameni s-au chinuit la niște cântece că nu dibuiau acordurile și el a zis, bă, nu vă mai chinuiți, că eu nu folosesc în 6 în acordajul. Doar un deget. Obișnuit, mi l-a resursi mie. Vulpoi, bătrân. Vulpoi, bătrân, îți dai seama, sigur că da. Da, era o chestie, povestea tot asta, că era Paul McCartney cu John Lennon, mergeau pe stradă, trebuiau să ajungă nu știu unde. Și apare un taxi în care erau Mick Jagger și Keith Richards. Le fac semne, ce faci? Vă ducem noi, hai, vă intră mașina. Și ai văzut, băiat, scriu ăștia în presă că noi suntem dușmani și că ne certăm și ne facem concurență, niște idioți. Zice, nu știu, Paul sau John, la care Keith Richards zice... Păi da, zice, habar n-au, zice, voi aveți în trupă 4 oameni care cântă din gură, noi n-avem nici măcar unul. Și se pare că s-au luat la bătaie. Ușor. Te rog, Aurel. Hai să spun ceva, deci nu te lua după aparență, nu e el cel mai bătrân. Nu trebuie să-i dai tot timpul. La masa asta? Da. Eu sunt cel mai bătrân. Nu e adevărat, dar e un suflet tânăr în continuare. Așa nu este, ne uităm acum în buletin. Uite, ce să mai uităm. Nu mai e chiar nici unul dintre noi tot mai tânăr acum. Ne-am scos buletinele toți trei. Da, da, începem acum. Ți-am povestit cu Alex, cred că ți-am povestit-o, că am îmbătrânit și eu. Așa. Și îmi fac buletin de ăsta, cu carte de identitate. Cum se cheamă acum, de ăsta de plastic? De plastic, mă rog. Zic, expiră? Când expiră? 2078. Eu, lor. Niște, Alexe... Așa tipic acum, da. Și eu. 2077. Nicu, ce și-o mi l-am schimbat? Ia să vă și eu. 2077. Alexe, Nicule, ăsta a avut întotdeauna noroc, da? El e în 2078. În 2077 o să fie aglomerație mare. Mergem mai devreme noi doi la ghișeu. Odiseea cu Canada. Ai vis. Hai că ne-ați tot avedințat și chiar deci, eu am fost invitat de un prieten bun, Raul Dudnic, care a cântat la un moment dat în Timișoara cu Abra și cu Cargo, da. Înainte de a pleca el în Canada. Muzician foarte bun, de altfel. Și el a ajuns în Canada, în zona Toronto, și a vrut să facă niște concerte cu mine pentru românii de acolo, evident. Și a vorbit cu Aurel, a vorbit cu mine, a rămas că facem. În ziua în care trebuia să plecăm, eu mergeam liniștit pe Tunari, unde stăteam pe vremea, aș dea un nas cu Cristi Soleanu, care stătea și el saxofonist, pe Tunari. Da? Mare. Și care fugea
spre casă. Ce-i cu tine, Cristi? Mă duc să mă uit la televizor. Zic, ai nebunit, ce să vezi la televizor la ora asta? Dar tu unde mergi? Și mă duc să-mi fac bagajele, că plec în Canada. Bine, dă drumul la televizor. Era chiar 9-11. Ah, da. Deci noi ar fi trebuit să plecăm în Canada. Pe 11 septembrie. În 11 septembrie. Da. Și aveam și concert în seara aia. Am înțeles. Adică a doua zi. Ajung acasă. Cum ești la curent cu realitățile, da, mai în ritmul tău? Da. Merg acasă, dau drumul la televizor și văd. Zice, un film ceva. Eu am început, nici n-am crezut că e adevărat, da, ceva. N-a crezut nimeni. Mamă, ce se întâmplă? Zic, gata, hai să merg la Aurel. Am luat un taxi, era deja pe telefoane cu Raul, da, Dudnic. Era... Și a zis, bă, am vorbit cu Raul, a rămas că atunci când se dă drumul, primul zbor care e, și între timp anulează din concerte, că nu există altă variantă, n-ai ce să faci. Da, ei nu e nimeni de vină. Și la un moment dat... Cu primul imita... avion pe 16 septembrie. Pe 16. Da. Și era un Swissair. Așa. Da. Ne-am suit în avion. Avionul semi-puftiu, ca să nu zic puftiu. Eram noi mai puțin decât stewardesele. Cine, dar tot n-aveai voie să fumezi. Da. Adică, dramă pentru tine. Dramă. Acum începe cercul. A, iată. Și mâncare, tot ce vrei, dar n-aveai voie să fumezi. Ajungem la Toronto. Nu știu dacă a fost o escală, probabil că a fost în Elveția o escală și pe urmă, nu mai țin minte. Oricum, când am ajuns acolo, Aurel a fugit direct la boxa de fumători, care era o chestie din geam. Nici nu se vedea nimic, era o ceasă, jumate din camera asta. Și din când în când se deschidea și ieșea unul. Acolo era ca la sardele. Pac, da. Intra cine, stătea la coadă afară să fumeze repede. Bineînțeles că l-am așteptat, a fumat săracul. După 12 ore. Nu erau schimbate, erau niște drăcii din care când stingeai țigara, ieșeai negru până la asta, adică ți se facă rău de viață. După 12 ore de nefumat pentru un fumător, ceea ce bănuiesc că e groaznic, nu, e ca și cum n-aș bea eu 12 ore un pahar de Coca-Cola și fi disperat. Și ne punem la o coadă pentru că pe America nu mai ateriza nimic, totul era dirijat pe Canada. Era o aglomerație... Ca la spitalul de nebunie. Ceva, cum vezi în filmele apocaliptice, știi, adică... Ne punem și noi la o coadă, bineînțeles că în fața noastră era o familie de asta cu 12 copii, care nu știau să scrie, nu știau să vorbească. Dar veneau de tot limbă, în Canada. Care veneau definitiv. Oh, deci erau de făcut acte acolo. Da, și bă, stăm nimic, nu știu, și la un moment dat, stați-mi minte, nu mai știu cum a fost cu discuțiile, și că la un moment dat ăla era, îmi pare rău, nu mai am tuș, în tușiera, unde era ștampila, să pună ștampila, da. Nu mai am tuș și gata. Și s-a dus Aurel. Am zis, dom'le, ce? Păi zice, nu știe să semneze decât unul din ei, șeful casei. Și copiii, ce trebuie să pună degetul? Ca să pună degetul, trebuie să pună în tușier. Da. Păi zice, și nu mai am tuș la tușier. Dar unde? Pe asta zic. Da, ștampila aia pe care pui la sfârșit, ștampila de intri. Uai? Da. Dă un coace. Eu scot drăcia de acolo, o pun pe partea alea, deci acum bagă degetul în aia. Când... Oh. Oh, Doamne, o coadă întreagă găsise ca în filme americane. Wow, miracolul s-a petrecut. Ok, am scăpat de aia. Era Aurel. Discuții cu ăla care din când în când zâmbea, se uita așa la mine, la el. Ce dracu, acum ce mai e? Noi aveam de asta viză de lucru. Da. Deci ăla ne-a chemat oficial, cântare. Aveam viză de lucru de la ambasada Canadei. Viză de lucru scoasă cu... Cu antet, cu timbru sec, cu ștampilă. Nu intri în Canada, o nenorocire. Și tot vorbește și vine spre mine. Zice, domnul Bareșnikov, dacă vreți să... Păi ce l-a apucat pe senilul ăsta cu Bareșnikov? Hai mă, ce nu vrei să fumezi, du-te afară, bă, să mergem afară. Sunt eu un rev, domnul Bareșnikov, Alexe. Veniți, domnule, încoace. Ce s-a întâmplat? Deci există niște coduri pentru diverse meserii. Aia de la ambasadă au greșit și în loc de cântăreț ne-au pus codul de dansator. Iar ăla se uita la Aurel, se uita la mine, domnule, voi sunteți dansator. Un pic mai corpulent și cu bărbi. Bărbi, vorbeam o limbă ciudată, oricum, noi râdeam. Ansamplu corbalet, dar acum așa o să mă gândesc la voi mereu. Eu am și acum hârtia aia. Și cum se leagă vreunul de silueta mea, poftim? Sunt balerin, băi. Domnul Bareșnikov. Oficial. Te-ai tâmpit de când nu mai fumezi. Nu să fumezi afară, ne așteaptă omul ăla, stau vreo 4 ore în aeroport. Vino mă încoace, zic, domnul Bareșnikov, domnule, stați puțin. Era normal să se uite suspicios. Normal, îți dai seama. I-am spus, domnule, avem concerte, nu știu ce.
Nu, le-am mai controlat odată, că noi când am scăpat de asta am început să ne chițăim cu bancuri, cu nu știu ce, vorbeam românește, aveam bărbi și ne chițeam, eram vesel, aia toți erau terorizați din cauza lui 9-11. Și tot timpul ne-au controlat, da, credeau că suntem tot ceva suspecți. Fără bagaje, fără nimic. Da, da, pe relaxați. Dacă n-am vrut că atunci când am fost cu Nicu înainte asta, bineînțeles Nicu, venim cu chitările, nu știu ce, am zis, când am văzut că acolo costă nimic ca toată să închiriezi ce chitară vrei, mi-a zis să fiu tâmpit să car chitară, nu care nicio chitară și gata. Și eu cu Aurel aveam, cum nu ne place să cărăm, aveam un bagaj minimal. De nu, fracul la noi. Râdeam, nu știu ce, și ea se uita, mamă, n-au bagaj. Cam suspect. Suspect. Control. Ieșim cu ne, în sfârșit ieșim să-mi aprind o țigară, zic, ce a fost ăla cu bagajnicul și cu Nurea, te-ai zmintit de tot? Zic, dar tu te-ai uitat pe vizele noastre de lucru? Da, eu nu, nici nu mă uitat să mă dai seama. El vrea să iese afară că ea bolnav de nea. Ia eu nu m-ai împăsat, ca să ne înțelegi. E, și după aia a fost că primul concert îl aveam, așa s-a întâmplat, deci l-a anulat și primul care da? era pe partea ailaltă, la Vancouver. Oh, deci ar trebui să mai și... Deci ne-am culcat și la 4 dimineața a trebuit să ne trezim. Și ăsta era, nu știu, și Aurel zice, nu, pe Alexe nu trebuie să-l trezești, că se trezește, n-ai treabă. Cum să trezești? Nu-i trebuie nici ceas, nu-i trebuie nimic, se trezește. Da. Așa și e, eu n-am... E, și luăm celebrul avion Air Canada. Bă, și acolo era ca la sardele, cu bagaje în brațe. Deci ai că e cursa de videle de ceva. Ce-i cu ăștia? Mai veneau din când să uitau, WC-ul ăsta e defect. Piloții veneau și făceau pipi în WC-ul. Nu, eram bineînțeles și exact locurile cu nasul în WC-ul. Adică toți care au intrat la WC-ul au defilat în fața noastră. Bă, toți, deci tot avionul ăla avea un singur WC în care putea să-și facă treburile, da? Ce e asta, bă? Și la un moment dat am văzut când deschideau alea așa cu grijă ușa de la WC-ul defect, că ăla era tixit cu sucuri, mâncare. Era ultima cursă, ea dădeau faliment. Și ăștia au furat tot ce era de furat, inclusiv băutura, sucurile, sandvișurile, tot. Le-au băgat în WC-ul ăla până sus. Nu ne-au dat nimic, nici măcar un pahar de apă, nimic. Wow. Ce treabă? Bă, tu ce asumi, bă? Adică... Canada e măricică. E măricică, da, da, da. Da. E, noi de unde să știm că ei dau faliment? Și am ajuns turbați la Vancouver. Nu, că acolo era organizatorul concertului, era tot o fostă studentă de la arhitectură cu soțul ei. Domn și profesor. Tot a fost, nu, dar totul a fost pus la punct ca lumea. Cântăm, totul. Adică cânt eu, că Aurel n-a cântat, din fericire. Și seara să mergem la un restaurant... Ploua, era frig, o frumusețe, restaurantul uriaș, un restaurant noi, adică ei doi și cu noi doi, patru oameni, și mai erau câțiva oameni la o masă, undeva la orizont, așa. Aurel scoate o țigară, no, nu-i voie, afară, și afară plouă. Asta e. Se pamă în problemă, bine. Iese săracul Aurel la afară, era o, ții minte că avea o strășină mică, trebuia să stai lipit de sticla aia ca să te plouă. Și mai erau unii. Mai erau unii așa să și apoi doi indivizi de acolo. Și la mine. Poate bun. Să mai bine și un năcăjit de cerșetor în toată treaba, bine și el. Eram ca trei câini bătuți de stăteam în toată treaba. Înăuntru, un restaurant de 100 de metri pe 100 de metri. Adică cel era puțin, da. O sală de sport, o imensitate în toată treaba. Și ăsta se trece, de unde sunteți? Zic, de România. Ăsta zice, noi suntem din Polonia. Și polonezul zice, ați venit definitiv? Nu, plecăm. Poate că nu faceți rău. Așa, bă. Ce bune. Poate că nu faceți rău. Cu chestia asta, era fric. Eu, 13 grade, ceea ce pentru Vancouver erau în sandale, în pantaloni scurți și între coucă. La ei când e de 13 grade, e vara, e caniculă. Sufoci, da, 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 da. Și mă uit la ăla în sandale, mă uit la polonez, mă la mine. Hai, Alex. Am uitat să întreb de unde ai vestea asta. O donație, da. În când mai găsesc cât un arhitect milos,
foarte da? La ultima vreme și cum noi doi suntem un soi de vânători și pescari, am întâlnit embarcații de la Alexe toată treaba, de acolo e de la ajutoare, de-aia spuneam în toată problemă, pentru că și eu l-am ajutat pe el când a căzut pe Pajistelan și mi-a stricat spectacolul de la Sala Palatului și la sfârșit s-a făcut totuși, că n-am făcut un spectacol foarte frumos și am aflat că am căzut pe Pajistelan. Și era să nu-l mai văd de niciun fel. S-a apărat Alexandru Andrei și a sunat la salvare și cu tare. Așa s-a întâmplat? Da, pe bune. Și am amânat spectacolul. Eu am crezut că e gluma asta. Nu. Asta e serioasă și ceea ce spun eu e tot serioasă. Nu e foarte serioasă că n-ai mâneci, dar mă bucuresc cu ce am. Nu, atunci a fost că eu nu știam că am boala asta cu cheagurile de sânge. Habar n-aveam. Și pur și simplu s-a rupt filmul. Mergeam spre facultate, septembrie, vreme frumoasă, deci nimic ca să... Da, da. Și când mi-am revenit, eram întins la pământ. Deci asta că am chemat salvarea. Ok. Eu eram la radio la Pitiș să fac... A venit salvarea cu două... O doctoriță și o asistentă, amândouă foarte, cum se cade, drăguțe. Mi-au făcut repede glicemie, la tot. Da, da, da. Aveam da. Tensiunea foarte bună, n-aveam mai la... Și când am ajuns la spital la urgență, m-au scanat și m-au băgat direct la reanimare, cum se zic, terapie intensivă. Da, da, reanimare, da. Pentru că plămânii mei erau plini de cheaguri de sânge. Ferească Dumnezeu. Ele au fost convinse că eu fumez în draci. Prima da. Întrebare a fost câte pachete de țigări fumez pe zi. Da. Și am zis, nu sunt fumător. Nimic că fumează. Nu, am zis, nu sunt fumător și abia atunci s-au speriat, că și-au dat seama că nu-i de la fumă, deci e ceva mult mai grav. Alex a lăsat numărul meu de telefon da. Și a zis, sunați-l pe Vițan. Eu am crezut că e banc. Stam și mă gândeam, cine face bancul de asta? O, Deanu Titus. Avea lista. Așa te gândești, da, mă, normal. Da. Mai 5 zile până la spectacol, cade ăla pe pajiște. Cum se întâmplă? Da, da, da. Și m-am dus. Când m-am dus, am intrat acolo, că te descurci și găsesc pe Alex întind în pat frumos, băgat în păturică și cu aeron. Da, cu nu știu ce, și asta-i luat interviul. Și am intrat că tu mai ales aminte acum pe asta. Fumați? Nu, n-am fumat. Am fumat odată, cred, când aveam... Și speriat. Cu fața îndroie, cunoscut. Nu? Zice, beți? Eu? Beau cu el câteodată de anul nou. Nu, beau și de ziua lui și de ziua mea. Știți că noi suntem născuți la 3 zile, unul de altul. Bine, lasă și pe asta. Era numai dezamăgire acolo. Acum nu vă supărați. Acum asta cu artiștii lucrurile. Pierdeți nopțile? N-am mai putut și mă bufniu. Sunt aceia la mine. Eu stăteam pe un scaunel de la comun, da, știi, da, de metan. Și mă tăcerezi acolo. Zic, băi, mă, normal trebuia să fiu eu acolo și el aici. De ce? Eu fumez, eu beau, eu pierd. Da, și după ce a plecat asta, am început să stăm de vorbă și să deschide ușa. Și era un preot. Bună ziua! Domnul Andrie, ce plăcere! Sper să n-aveți nevoie de mine. Aurel s-a albit. Nici dacă o regizam, nu mi-e ce așa. Deci tot cu umor, mă. Exact așa cum e muzica, așa e și în viața, Alex. Da, absolut. Da, și după aia s-a terminat apoteotic. Da. S-a terminat în felul următor. Adu-mi și mie pijama, adu-mi și mie peiuță, adu-mi și mie și eu. Pieptă, nu? Pieptă în ceva, că n-am nimic. Nu v-a luat după pagiște, nu plecați la da. Mine, că venea la mine, de fapt. Da, da, la tine. La mine era venea. Concertul. Nu era pregătit cu peiuța și cu asta, cu toate la și ce du-te. Și ce să iei despre ea? Mă duc când am zis. Ce face de bumbac? Ce spital? Ce să fie? Pierd carden? Ia de acolo ceva. Și am luat cu tare. Și atunci una, iau două feluri de pijamale. Unul e roz și unul e bleu. Și am zis, băiețel, să iau bleu. Da. Și am luat. Am făcut o mare prostie. Pentru că a transpirat îngrozitor săracul de tare și băgat da. Să lipea asta. Ui mare. Îl puseseră pe picioare bine mersi, dar nu știau ce cu culoarea albastră a pielii. Să decolorase pijama, omul. Da. Și de aici o nouă panică. Altă da. Panică. Domnule, zice, da. Nu știu ce ai, o poveste cu epiderma, care treabă. Da. Păi chestia asta pare o năgăște de femeie să-i dea Dumnezeu sănătate dacă mai trăiește. Aia, șefa. Șefa de acolo. Șefa. Care ea și zice, ia de-asta. Las că-ți pă eu cu spirit. Uite, dumne, că n-ai nimic. Va, era fabuloasă aia. Era sora șefă pe reanimare. Da, 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 da. O care văzuse multe probabil avea la viața o experiență de ani și ani de zile. Stai seama. Și, după aia... și vine la mine cu mâncare. Prima zi cu mâncare.
vine cu o supă de aia, zic, îmi pare rău, eu nu, așa ceva nu mănânc, mie îmi strecurați supa, eu nu mănânc mizerii de-astea, verzituri de-astea care se lipesc de esofag, nici nu mă gândesc. Eu nu mănânc decât strecurată. Aia nu zice nimic, pleacă. După care vine, cu un șervețel așa pus ca la chelner, știi? Avea și umor femeia. Da, și cu strupa se rugat, domnul Andrie, și m-am strecurat supa. Cu ce vă mai pot fi de folos? Ba, ce frumos, bă, da, da, păi avea umor și era... Clar, păi nu supraviețuia altfel, îți dai seama, în calvarul era la un moment dat cât am stat acolo, nu știu cât am stat, vreo lună, cred că am stat la reanimare, era un tip la un moment dat care nu mai putea să iasă afară, se blocase totul. Și doctorul îi vine și îi spune, îi pune încet, asta e aici, îi punem sondă, că altfel moare, face infecție. Era și un tip corpulent. Și de-aia a spus așa încet, să nu-l sperie pe om. Da, asta începe. Ah, sondă. Bă, în primul rând că doare de nebune, zice, o durere, dar tare, înțelegi? Toți. Mamă, și când o bagi, dar când o scoți, îți vine să zice, ăla imediat s-a deblocat, de frică, când am zis ce urmează să-i spățească, gata, totul s-a rezolvat. S-a rezolvat problema. Deci avea femeia o experiență fabuloasă și avea un simț al umorului extraordinar și pe toți ne-a ajutat într-o perioadă foarte grea. Și... Alexe, eu aș mai sta, dar cred că mai am puțin și trebuie să dea ultima comandă, că se închide. Mai am eu o singură întrebare. Te rog. Că vorba aia, B.B. King s-a dus până la cânta până în ultima zi. Eu știu că te-ai pensionat acum. Dar următorul concert îl ai în vedere? Să scăpăm întâi de coronavirus și gata, imediat facem și concerte. N-am nicio problemă. Asta voiam să aud. Cum să nu? Abia aștept și eu și prietenii mei. Ar fi trebuit să avem acum, pe 5 decembrie, dar evident că nu s-a putut. Pentru că, în primul rând, nu... Un concert trebuie să aibă atmosferă. Sigur. Deci cu 30% din sală ocupată sau cu cât e voie, nu mai țin minte, și oamenii la 2 metri cu măști pe față, nu ai niciun pic de atmosferă, oricât ai vrea să zici. De și acord. Numai așa ca să faci concert, ca să ai bifat o acțiune, nu are niciun sens. Lasă, domne, să se termine și să vină lumea, să umple sălile, să țipe, să urle, să dea din picioare, așa e la concert. Așa e, să stea oamenii unii lângă alții. Da. Că asta vrem, de fapt. Bineînțeles. Că muzica apropie oamenii. Frumos, așa e. Încă o dată îți mulțumim din suflet. Și eu mulțumesc. Alex. Mulțumim, Alex. Mulțumim. La revedere. Aici se încheie și primul sezon din Casa de Cultură. Iar asta nu face decât să mă pună în situația de a vă întreba cu cine v-ați dori să-l deschidem în 2022 pe cel de-al doilea. Se înțelege, deci, că vă aștept neapărat mai jos în secțiunea comentarii. Sunt Andy Moisescu. Mă înclin. Voie bună!